Slăvit să fie Domnul! Și unul dintre cele mai frumoase daruri pe care noi le avem este cartea aceasta. Slăvit să fie Domnul pentru ea, pentru cuvântul Său care este viață. Și îl deschidem în dimineața aceasta, voi citi doar două versete. Unul din Exod, capitolul 23, versetul 16. Exod, capitolul 23, versetul 16 și apoi în Levitic ne vom duce. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Să ții sărbătoarea secerișului a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, la ei, la evrei, în septembrie, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. În Levitic, în capitolul 23, versetul 40, spune așa, un lucru extraordinar, în ziua din tâi, deci nu în sabat era, la evrei, ci în ziua din tâi, duminică. În ziua din tâi, să luați pome din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălci de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. Amin. Ce frumos ar fi. Haideți să ocupăm locurile. Numai în poezie lui Coșbuc. Nu fi 7 zile, dar să fie o zi, care măcar o zi într-un an, în care să ne aducem în minte toată bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste noi. Se numea sărbătoarea Hagasif, sărbătoarea recoltei, ziua recunoștinței de la americani, primii pelerini care au ajuns în America, au luat curcanul și l-au mâncat după un an de zile. Înseamnă că sărbătoarea asta a instituit-o Dumnezeu. Sunt biserici care nu o țin. Vedeți, în această epocă a industrializării, parcă mai importantă este o casă, un șurub, decât lucrurile astea. Putem trăi și fără ele, mai ales că sunt atâtea lucruri care pot înlocui mâncarea. Nu orice. Nu am auzit că ciocolata se face din petrol. Dumnezeu n-a fixat o dată specifică pentru sărbătoarea aceasta. A zis, rămâne la latitudinea voastră când sărbătoriți. Dar Dumnezeu ne spune să celebrăm sărbătoarea aceasta. Sărbătoarea săptămânilor, cea din tâi roade, din secerișul grâului și a strângerii roadelor la sfârșitul anului. Ce învățăm noi astăzi, măcar o dată pe an? Învățăm, dragilor, că toate roadele ce le avem, toate, le avem de la El. De la Dumnezeu le avem. Deși ni se pare că noi suntem producătorii lor, nu? Dacă pui cartofi, tu i-ai pus, tu i-ai strâns. Ai pus 2 saci, ai strâns 9, slavă Domnului. Au fost și momente în care am pus 2 saci, am luat jumătate de sac, slavă Domnului. M-am aflat tot anul pe Bureni cu mama, cu săpile, cu toate, căldură, și au fost putrezit, au fost ploaie, a sfârșit. Și atunci, ni se pare că noi muncim pentru el, ni se pare că noi muncim pentru salariu, ni se pare că muncim chiar și 2 servicii pentru salariul ăla, ni se pare că ne rupem oasele pentru că tot ce aducem, ni se pare că am făcut o treabă bună și când am botezat aici oameni, ni se pare că noi producem și slujbele acestea, ni se pare că ne descurcăm, se pare, pentru că toate sunt de la El. Pentru că tu poți să o pui în pământ, dar numai Dumnezeu poate face să mai iasă. Dragilor, atât în lucrarea materială, cât și în cea spirituală, pentru că zice Sfântul Apostol Pavel la un moment dat în 1 Corinteni, capitolul 3, eu am sădit, zice Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească sămânța spirituală. Și zice, Dumnezeu face toate aceste lucruri. A fost un an spiritual bun pentru noi. Până acum am botezat 250 de oameni. Am rămas împreună. A fost bucurie în casa Domnului. Am avut lucruri pe care abia am așteptat să venim aici la biserică să ne întâlnim. Dar nu nouă ni se datorează, ci Lui. Mă întreabă păstori, există vreun secret? Secretul întotdeauna e Dumnezeu. Întotdeauna El. Adică, dragilor,
Dragilor, nouă ni se pare că ne facem datorie și atunci, normal că ai zice, bă, dacă ți-ai făcut datoria și făcut o treabă bună, normal că iasă lucru. Nu, poți să-ți faci cât de bine vrei datoria. Că dacă Dumnezeu nu se implică, nu iasă nimic. Noi suntem doar administratori. Zic, Doamne, am un nuc. Dumnezeul are. Dar ce ți-l dau ție pentru o perioadă? Bate-i crengile și iei nucile. Dar să nu uiți că nucul e a meu, zice Dumnezeu. Ni se pare că suntem grozavi și atunci înseamnă că noi nu avem voie să mulțumim lucrurilor acestora care le avem. Nici să ne mulțumim nouă. Mulțumirea trebuie să se îndrepte spre sursa binecuvântărilor noastre, care este Dumnezeu. Nu nucile sunt importante, nu noi suntem importanți, ci Dumnezeu e important, care face să crească toate aceste lucruri. Dragilor, Daniel spune la un moment dat, noi nu avem voie să mulțumim norocului. M-am avut noroc, mă. Mă, așa au trecut mașina pe lângă mine, zice, mi-au plecat nasturii de la geacă. Dar nu norocul, noi nu avem noroc. Creștinii n-au noroc, creștinii au Dumnezeu. Cei care n-au Dumnezeu au noroc. Nu? Sună ciudat, nu? Cei care n-au Dumnezeu au noroc. Noi nu avem noroc. Noi avem pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu trebuie să fie slăvit pentru toate. Pentru că El ne-a purtat, spune Sfânta Scriptură, că El ne-a purtat de grijă. Puterea divină a lui Dumnezeu s-a manifestat în viața noastră. Nu șansa, nu norocul, sau cum se spune într-un limbaj complet românesc, baftă. De la arhaicul baftalo. Ajunge Daniel ministru, ministru mare. Știți cum a ajuns acolo? Nenorocit, rob, bătuți. Și ajunge ministru. Și în momentul în care ajunge omul de taină al împăratului, ridică mâinile spre cer și știi ce zice în Daniel 2:23? Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, pe tine te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, Doamne. Pe tine te slăvesc. Că tu mi-ai dat și înțelepciunea și putere ca să ajung ministru. Ce frumos! Putea să spună, bă, ce e 7 ani de acasă. Putea să spună faptul că am fost deștept, mă, nu sunt prost ca alții. M-am descurcat, descurcăreți isteți. Ce, Daniel, pe tine te laud. Dacă am ajuns ministru astăzi, îți datorită ție. Datorită ție. Ce avem, zice Sfântul Apostol Pavel, să nu fi primit? Oare ce avem? Povestește un scriitor de cărți american, că toți suntem astăzi cu America, povestește că vedea, fiind copil, și până în 1977, când am ajuns adult, 25 de ani am văzut un om care pe malul oceanului, acolo unde eram noi, pe plaja estică a Floridei, aduna creveți și dădea la pescăruși. Și pe noi, pe copii, ne frământa bărbatul ăla care hrănea pescărușii. Și după aceea l-am văzut că îmbătrânește și căuta cu găleata creveți și punea la pescăruși. Și am zis, băi, nu-i normal. Și la un moment dat, zice, crescând mai mare, am stat într-o zi cu dânsul de vorbă și am spus, Doamne, nu vă supărați. Eu de când sunt copil m-am văzut că strângeți creveță de pe plajă și aruncați la pescăruși după aceea. De ce faceți asta? Și el a zis, pruncul meu, a fost în al doilea război mondial pilot. Și ce, avionul nostru a căzut undeva în Pacific. Și ne-am trezit 4 oameni, spune, pe o barcă, de 2-1. Treceau rechini pe sub noi, zice el, mai mari cu jumate din barcă. Și la un moment dat s-a gătat și mâncarea, s-a gătat și apa. Stăteam cu buzele și pielea toată crăpată pe noi și la un moment dat i-am spus lui Dumnezeu, uite, asta e ultima rugăciune pe care noi ți-o înălțăm și pe aia ne ducem. Deci mi-am tras pălăria pe ochi și în clipa aceea, zice, când am terminat rugăciunea, mi-am tras pălăria pe ochi și ne-am hotărât să murim cu toții. Am simțit o fâlfâire, zice, o adiere, parcă la început. După aceea o fâlfâire și mi-am dat seama că s-a așezat o pasăre la mine pe cap. Un pescăruș. Îmi tremura mâinile, zicea el, îmi tremura mâinile. Și am apropiat mâinile tot așa, tot așa, tot așa. Pescărușul nu se mișca.
nu se mișcă. Am pus mâinile după el și l-am prins. În câteva secunde l-am mâncat, eu și cu ceilalți. Am luat intestinele lui, le-am băgat într-un ac, am aruncat coața în, jos, în mare, în ocean, și am început să pescuim. Și cu intestinele peștilor pe care mâncam vii, prindeam alți pești și tot așa. Un pescăruș o salva la 4 oameni viața, pentru că am știut că atunci când ne-a rugat, Dumnezeu a trimis mană în pustia disperării. De aceea în fiecare zi mă duc și strâng creveții de pe plajă și hrănesc pescărușii, pentru că știu că Domnul mi-a trimis o pasăre. Dacă Domnul poate trimite o pasăre să hrănească 4 oameni, să-i scape. Timp de o săptămână de ce am făcut sportul ăsta. Și așa am ajuns să ne găsească o navă americană. O navă de-a noastră. Cu atât mai mult Dumnezeu care ți-a dat binecuvântări că închizi ușa de la dulap cu umărul. Faci eforturi ca să bagi degetele, știi, eforturi grele între umerașa și între haine. Zicea un frate de meu, ce să stai, zice frate, ploșnițele? Stau strivite. Parcă-s nasturi. Merele ne stau, cutiile, mâncarea, în frigider. Dumnezeu ne hrănește. Și ce am zis? Prea mult. Prea mult. Tone întregi de mâncare se aruncă în beiuș zilnic. Tone care hrăni sate întregi în altă parte. Coșurile de gunoi se înfruptă câinii. Dăm cozonaci la câini. Dragilor, nu uitați că toate le aveți de la Dumnezeu. Mi-s dragi fotbaliștii care atunci când bagă câte un gol, ridică privirea în sus și zic mulțumesc. Știți, tot ce avem, tot ce facem, tot ce realizăm de la El, să nu uitați niciodată, ți-a venit un prunc pe lume. Ai venit de la operație. Ai intrat în operație. Nu te uita la doctori, că tu te uiți la doctori. Să vezi care-i. Ce asistente sunt? Uită-te în sus, că fără el mor cu cel mai mare doctor din lume. De mână. Când ai scos cartoful din pământ, în sus. Când ți-ai scos mașina din garaj, în sus. Și bicicleta, în sus. Când te scoli dimineața și vezi, în sus. Când treci pe lângă morgă, așa cum trecem noi pe lângă camera mortuală orașului, și vezi că în fiecare zi prapuri de serviciu, se pun 2 prapuri afară, ca semn că azi e mormântare, zilnic, în sus, că nu morți, te mai laudă, încă. Mai sunt viu și pot să te mai laud. Încă mă mai pot pocăi, în sus. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi este că mulțumirea e dincolo de bine și rău. Noi, ușor să-i mulțumești lui Dumnezeu, îți mulțumim că tu ne dai și noi primim. E ușor să mulțumești atunci. Și atunci uităm să mulțumim când primim. Da, dacă, de exemplu, ajungi ca și Satana la de Bear Simpson, din familia Simpson, cum s-o rugate la masă, Doamne, îți mulțumim pentru nimic. Dar dacă ajungi în ziua aceea să îți dai seama că nu s-au făcut nucile. Dacă, de exemplu, ajungi ca să treci pe la citostatice, părul nu-i mai a tău, e perucă. Ce faci atunci? Că dacă e bine, ușor să mulțumești lui Dumnezeu. Dacă totul e bine, sănătate și prunci, familie, mâncare și toate celelalte și biserică, ce faci atunci? Când e bine, ușor. Dar când nu sunt? În 1 Tesaloniceni 5:16 spune Pavel următorul lucru.
Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Acum, ascultați, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și în ziua în care n-ai luat examenul? Și în ziua în care ai picat? Și ziua aceea în care analizele nu ies bine și cu prunci ai probleme în casă? Să te duci să te pui pe genunchi să spui mulțumesc pentru toate aceste lucruri? Ai putea avea puterea lui Iosif care să spui: voi v-ați gândit să faceți rău, le-a spus fraților. Nu vă mai frământați. Eu am mulțumit lui Dumnezeu și mulțumesc și astăzi. Zice că Dumnezeu a preschimbat răul vostru în bine. Că dacă voi nu făceați mie rău, eram la sapă și acum și la oi. Mi-ați făcut rău și Dumnezeu m-a făcut ministru. Dacă nu făceați rău, eram la oi. Cioban! Mă, m-a dat afară șeful, slavă Domnului, o nouă oportunitate în față. Oricum era la serviciul ăla și deja începea să nu-ți mai placă. Oricum începea să te plafonezi ca om. Mi s-a născut un copil cu probleme. Ți-a pus întrebarea ce era deja, că începea să te îngânfi. Mamă, ca mine nu-i familie, ca noi. Știți cum te reglează Dumnezeu? Se gândește Dumnezeu, i-am dat la ăsta două lucruri bune, dacă îl dau pe al treilea, ăsta se nenorocește de cap, trebuie să-i dau unul mai puțin bun. Întotdeauna Dumnezeu știe ce să facă în viața noastră. Știe cât să ne dea și, dragilor, ajungem în locuri în care probabil de multe ori ne gândim, ce caut eu aici, mă? Înseamnă că Dumnezeu are un plan cu mine. Înseamnă că Dumnezeu are ceva de lucru cu mine. Înseamnă că Dumnezeu vrea să mi se reveleze altfel. Zice Pavel și cu Sila, am ajuns în temniță, bociți-vă. Dați telefon la toți frații să se roage pentru voi. Ați ajuns în temniță. Plângeți-vă de milă, faceți-vă selfie și trimiteți tuturor. Uitați-vă, zice, bătuci pentru Iisus. Bateți-vă între voi, din cauza ta. Vă zis, bă, suntem proști? Dar pentru ce am ajuns noi în temnița asta? N-a zis Dumnezeu că ne poartă de grijă? N-a zis Dumnezeu că ne dă pe mână în evanghelizare pe ăștia din orașul ăsta din Filipi? N-a zis Dumnezeu că câștigă rod pentru noi? Dacă suntem aici, o slavă Domnului care are un plan pentru fiecare. Și au început să aducă mulțumiri și să laude pe Dumnezeu în temniță. Au zis, toți sunt nebuni! Iisus Hristos, Domnul nostru, în noaptea trădării, cu Iuda lângă el, mirosea trădare, a luat o pâine și a zis, îți mulțumesc, Doamne, abia aștept să plece ăsta de aici, să o frâng și să o dau ucenicilor. Îți mulțumesc pentru toate. Îți mulțumesc că tu știi când am venit pe pământul acesta, în planul tău sunt, știi și când voi pleca. Iisus, care știa de unde a venit și unde se duce, a luat o pâine. Dacă toate lucrurile lucrează Dumnezeu spre binele celor ce iubesc pe El, de ce n-ai fi mulțumitor pentru ce ți se întâmplă? De ce n-ai fi mulțumitor? Slavă Domnului pentru toate. Zice în Levitic 24:3, verset drag pocăiților, dacă vei împlini poruncile mele, îți voi trimite ploi la vreme, zice. Pământul își va da roadele, pomii își vor da roadele, grâu își va da roadele, dacă vei păzi poruncile mele. Bun, le păzești. Și dacă dintr-o dată pământul nu-și dă roadele, dacă vitele nu nasc, dacă grâu nu-i, dacă vinul nu-i, zice Habacuc, și chiar dacă, zice, ar muri și vitele, staule și oile, și dacă n-aș arda smochinul, nici rodul și floarea măslinului n-ar fi, eu tot mă voi bucura în Domnul mântuirii mele, pentru că mulțumirea e dincolo de bine și rău, pentru că am ajuns la concluzia după ani de zile că la omului Dumnezeu nu există bine și rău. Când trimite Dumnezeu ceva, e un scop. Nu cântăm noi cântarea aceasta. Dumnezeul care preschimbă
Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta, întristarea în bucurie îți va schimba. Nu? Nu zicem noi că El pe le schimbă pe toate. Și întristarea în bucurie, și necazul în fericire, și toate celelalte lucruri. Atunci ce numesc eu rău? Ce numesc bine? Când Domnul știe ce e bine pentru mine, chiar dacă mie mi se pare că e rău. Mă gândesc la un lucru, că e greu să mulțumești atunci când știți la ce mă gândeam zilele acestea. A fost odată 99-2000, țin minte că am botezat 4 oameni tot anul. Studii biblice, predici, cântam, aproape aceeași echipă de închinare, aceiași predicatori, aproape aceiași slujitori. Într-adevăr, ne certam ca și chiori atunci, da? Nu mergeau lucrurile, nu mergeau. Ceva se întâmpla, 4 oameni am botezat. Așa sărbătoarea mulțumirii tristă am avut, mi-aduc aminte. Simțeam fiecare că am ratat ceva. Eram în curte bisericii, era soare, atunci s-o dimerit să fie soare. Și știam că am ratat ceva. Mi-am adus aminte de Alexandre White, un mare om al lui Dumnezeu, predicator mare american, când a avut și el cel mai prost an din biserică. Nu a fost mai rău an. Nici el nu a botezat pe nimeni anul acela. Și când a avut sărbătoarea mulțumirii, toată biserica a știut că ăsta e om optimist și care are rugăciuni ziditoare și optimiste. A vrut să vadă cum se roagă păstorul lor. Și s-a rugat așa la sfârșit. Doamne, zice, îți mulțumim, Tată, pentru că nu-i întotdeauna așa. Logic? Și atunci am mulțumit în 99, mi se pare că a fost. Tată, îți mulțumim că au fost și ani mai buni. Și știm că nu-i întotdeauna așa. Nu aș vrea niciodată să ajungem aici în sărăcie spirituală. Prefer să fim coate goale din punct de vedere material. Dar aș vrea ca să fim bogați spiritual, totdeauna. Când vom trece, în schimb, în zile de secetă în biserica aceasta, peste ani, poate anul viitor, să nu uitați ce v-am spus astăzi, să-i mulțumim Dumnezeu, pentru că nu întotdeauna a fost așa. Și să uitați anul acela rău, să vă aduceți aminte ani buni. Voi cum credeți că supraviețuiți la 70 de ani după 50 de ani de căsătorie? Închideți ochii și vă aduceți aminte de când ați furat-o de acasă. Toți împotrivă. Taică sau maică sau cei 5 frați v-ați bătut în capăt ușurii, în colț ușurii, ai luat-o de acasă și ai dus-o. Amintirile trebuie să fie selective. Cei mai buni oameni care merg înainte sunt oamenii care știu să selecteze amintirile. Mă, mi-a făcut un nu știu care rău, dar ți-a făcut de atâtea ori bine. Închide ochii și aduți aminte cât bine ți-a făcut. Nu vă gândiți la ziua de astăzi, nu tăiați nenorocita asta de zi. Mulțumiți-L lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. E dincolo de bine și de rău mulțumirea noastră. Nu știm ce e bine și ce e rău. Doi prunci la un moment dat stăteau și a venit un bivol mare spre ei. Știți ăla, bivolul. A pus cap compas bivolul coarnele pe ei și... Ăștia au zis, să fugim, să fugim. Or fugit. Primul lucru pe care îți vine în cap e să fugi. Păi au zis, să ne rugăm. Bivolul tot după ei. Zroagă-te tu. Dar ce nu știu decât o singură rugăciune. Care? Care spune tata la masă în fiecare zi? Ce spune taică tot la masă? Rogă-te, iute, bine și așa. Doamne, zice, îți mulțumim, e fugind, bivolul după ei. Doamne, îți mulțumim pentru ce suntem pe cale să primim. O pâine, o bufnitură, pentru toate trebuie lăuda Domnul. Să potrivească rugăciunea de la masă pentru orice. Așa că nu vă mai frământați. E dincolo de bine și rău totul. Și un alt lucru pe care vreau să-l zic în asta. Noi mulțumim în primul rând pentru ceea ce suntem și apoi pentru ceea ce avem. Doamne, îți mulțumim pentru cartofi. Zero!
Îți mulțumesc că sunt copilul tău. Ceea ce suntem e mai important decât ceea ce avem. Azi ai, mâine n-ai. Dar ceea ce ești rămâne, copil de Dumnezeu. Nu poate fura statul asta, nu poate fura niciun referendum, nu poate să-ți fure nimeni identitatea ta în Hristos. Banii ți-i pot fura, ba unii pe alții. Numele ți-l pot fura, poți să-ți fac o grămadă de rău, chiar viața ce poate fura. Dar ceea ce ești în Dumnezeu rămâne. În primul rând vreau să-ți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru ceea ce sunt în Tine. Pentru ceea ce mi-ai dat. Acum, zice Ioan, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. În fiecare dintre noi este o sămânță de Dumnezeu. Da, acum suntem un Dumnezeu mic, dar vom fi într-o zi ca El, în El. Când suntem vii aici, pe pământul acesta, Hristos e în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar când vom fi acolo sus, noi vom fi în Hristos și e mai bine, zice Sfântul Apostol Pavel. E mult mai bine. Dragilor, vă mai aduceți aminte de Nebucanețar când v-am predicat atunci? Cine era ca el? Tu ți-ai făcut asta. Tu ești Dumnezeu. S-au ridicat sus pe zidurile care le-au făcut. Ne-am gândit că și-au făcut singur zidurile alea numai pentru a putea să zic, bă, nimeni ca tine. Stătea cu oglindă. Stânga îndreaptă, băi, Nebucanețar, mă, tu ești Dumnezeu, mă. Și Dumnezeu zice, serios? Adică tu prețuiești mai mult decât ceea ce ești, ceea ce ai? Tu ești Dumnezeu pentru că ai făcut ceva? Nu lasă, zice Dumnezeu, că te fac eu să paști toată iarba din jurul palatului. Mă, atât o păscut, verde a fost. Clorofilat, fotosinteza, deja era în el. Și Dumnezeu, toată lumea. Cu Nebucanețar, mă, nebunul. Zice în Luca, în capitolul 12, mănâncă suflete, bea, veselește-te. Și Dumnezeu zice, nebun, ce ești? Tu ai crezut că lucrurile acestea ți se parcă-s normale? De aceea trebuie să privim, și v-am spus de dimineață, priviți fața Lui, ca pruncea Lui, nu mâna Lui, ca cerșetoarea Domnului Iisus. Priviți fața Lui că sunteți fii. Nu te-ar deranja ca pruncul tău să se uite tot în șireturi când vorbește cu tine? Nu te-ar deranja ca să-ți privească buzunarul? Sau mai rău, când are nevoie de praf, să-ți privească ceasul de pe mână? Normal că te deranjează când un prunc nu se uită în ochii tăi. Tată, uite, asta, ăștia sunt, am făcut o greșeală, iartă-mă. Sau tată, uite, am nevoie de ceva, am o problemă, am spart geamul de la școală, nu vii cu mine. Robert Barnes spunea la un moment dat, un poet scoțian s-a dus la biserică. Stând la biserică, știți, plictiseala aia care era acolo, ți-a toți cu cărțile de cântări în față, zice Robert Barnes, nu m-am uitat, era o doamnă în fața mea. Doamnă îmbrăcată, până, tot. Un pădute, ce, un părpurice, pe guler la haină. Zglobiu. Și zice la un moment dat, dacă ne-ar da Dumnezeu harul să ne vedem cum ne văd alții. Dacă ne-ar da Dumnezeu harul să ne vedem cum ne văd alții. Nu contează. Îmi plac desenele animate. După o anumită vârstă, numai cu ele te mai stâmperi. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar pentru fiecare secundă, Walt Disney, să zicem Mal pe Cazăpada și cei 7 pitici care ați văzut filmul ăla, ei desenau cu mâna, fiecare desen. Pe secundă făceau 24 de desene. Și atunci, automat, desenele acelea, camera de filmat, făcea mișcarea mai rapidă decât ochiul. Dar erau 24 de desene pentru o secundă. De exemplu, pentru filmul întreg s-au folosit 1 milion de desene, făcute cu mâna. Fiecare poziție. Sute de desene până întinde mâna. Și camera video trecea. Tu nu-ți dai seama, crezi că a fost e ușor, e simplu. N-a fost simplu de fel. Vedeți, nouă ni se întâmplă ceva rău astăzi. Noi nu vedem decât frântura aceea de secundă.
Atât vedem. Dar Dumnezeu vede tot filmul de milioane de desene. De ieri, de la altă ieri și din față. Dumnezeu are o privire panoramică și îl vede filmul tot. Mi s-a întâmplat ceva rău astăzi, zice Dumnezeu, ceva bun o să ți se întâmple mâine. Dumnezeu vede filmul în care tu astăzi ești, zice Dumnezeu, ia-o încet, că mâine am pregătit pentru tine 2 grade mai mult. Cuptor. Ia-o încet. În ziua fericirii, fii fericit. În ziua tristeții, dă-te cu capul de pământ, zice omul Dumnezeu, și cu capul de pereți, dar să nu uiți că și pe cea bună și pe cea rea Dumnezeu le-a făcut. Bucurați-vă cu măsură în toate și plângeți măsurat, pentru că mulțumirea e dincolo de bine și de rău și până nu ne afectează foarte tare ceea ce ar trebui să avem, ci ce suntem. Sunt copil al lui Dumnezeu și asta contează. Tata în poartă de grijă. Știu cântarea de sfârșit. Nu poți ști ce fi va mâine. Asta-i. Acum mi s-o dat. Și vreau să închei spunându-vă că din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să dăm și noi la alții. Nu poți trăi o viață întreagă. Cei care aveți grămadă de bălegari de vacă în spatele casei, știți asta, nu? Cum miros. Mai împrășteați-l pe câmp. Rut o trăit pentru că cineva în Israel a dat o poruncă și cel cineva a fost Dumnezeu. Când ai grâu, 10% lasă-l acolo jos, nu-l trăiera pe tot. Că vin săraci care n-au pământ și 10% pentru ei belșug. Așa văd. Dacă toate se femere, și bogăția, și sărăcia, azi ești bogat și mâine ești sărac, ar putea trăi pruncii noștri acum în Africa. Sau să vină o foame de ca acolo, lipsă ca acolo. Ar putea trăi, haideți să zicem prin absurd, ei și noi fără internet. Ei și noi fără curent electric, la lampă. Eu mi-aș aduce aminte, da, mama așa făcea, scaunul, pe scaun, oala, cratița invers și peste cratița invers, pe capac, sus lampa, ca să vadă toate femeile strânse, că făceau seara și bârfeau. Dar ei țipă imediat. Deci tot e liniște în casă, e liniște, o liniște profundă. Dintr-o dată un urlet, ca în dieni șaieni. Wireless-ul, zice. Înseamnă că trebuie apăsat înapoi pe buton. Oamenii ăștia ar mai putea trăi fără pâine. Nu ți-ar mânca piciorul dimineața. Ei care sunt obișnuiți, asta îmi place, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Le spunem povești cu bătrânii noștri care nu au avut. Le spunem povești că eu am prins mămăliga, dar n-am prins mălaiul de din față. Ce e ăla? Pe momentul în care Dumnezeu ți-o dat, nu-i păcat ca să arunci. Când atâția oameni au nevoie, de tot ce aruncați voi, atâția oameni au nevoie. Nu mai place hainele astea, că te-ai îngrășat. Foarte bine, schimbă-le, dă-le. Dă-le altora. Nu fiți fântână din asta stătătoare. Fiți o apă curgătoare. Nu mi-am apă la fântână și atunci am adunat apa de ploaie, o bag în fântână. Nu mă pot spăla cu ea, așa pute. Urât. Abia aștept până mâine să-mi cumpăr clor, să arunc în fântână. Și m-am gândit dimineața, acum dimineață, am zis, nu se poate, cei mai mulți dintre noi suntem așa, așa mirosim. Pentru că nu există procesul acesta de recirculare. Mă, mi-a dat Dumnezeu ceva. Poftim, ia, de aici. Nu uitați că Dumnezeu v-a dat ca să fiți, nu mai trebuie să ne ajute americanii, nu alții, ci noi să ne ajutăm unii pe alții. Vi se pare că, domnule, avem probleme acasă. Zicea la un moment dat o poveste ungurească, evrească-ungurească. Zice că s-a dus rabinul, la rabinul 1. Domnule, a zis, trebuie să ne schimbați aici. Suntem nouă într-o cameră. Zice că miroasă, ce e acolo?
Zice, suntem nouă într-o cameră. Nu e ușor să trăiești nouă într-o cameră. Eu, soția mea, bunica, mama, toți suntem acolo și trei prunci, mult. Zice, rabinul, nu-i greu, așa e într-o cameră nouă oameni, da? Învață-mă ce să fac. Bagă și capra în cameră aceea. Și vină la mine peste o săptămână. O băga capra. Vine peste o săptămână, zice, nu mai putem ține. Nu mai putem ține. Nu, zice, dă-o afară. Dă-o afară. Dar ce? Zice, miros de el. Acum să vezi miros. Acum să vezi necaz. Acum să vezi strântorare cu capra în casă, în cameră. Dă-o afară, zice rabinul. Și vină peste o săptămână iarăși. Peste o săptămână vine, aleluia, zice. E loc în casă, acum, după o săptămână, pe ce pleca capra. E larg. De fapt, de cele mai multe ori avem aceleași lucruri, împrejurări. Numai că Dumnezeu îți schimbă ochii la nașterea din nou. Și slavă Domnului, mă mulțumesc cu asta. În mâna unui om mulțumit, bucata asta de pâine mare. În mâna unui om nemulțumit, bucata asta de pâine e mică. Așa este? Așa că Biblia zice, fiți mulțumitori și dați în toate slavă. Vreau să vă cânt eu acum, cântare de 100 de ani. Nu pot încadra într-un gen, de-aia o cânt eu. Îți mulțumesc, Iisuse, Doamne, căci m-ai mântuit, că tot ce am aici în lume, Tu mi-ai dăruit, căci tot ce am în astă lume, Tu mi-ai dăruit. Și dacă aș da tot ce-aș avea, totul ar fi nimic, ca să plătesc jertfa cu care ai fost tu răstignit, ca să plătesc jertfa cu care ai fost tu răstignit. Căci în curând eu știu că vii să-ți iei de pe pământ, să duci la tine în veșnicii pe cei ce te-au iubit, să vii să-i duci în veșnicii pe cei ce te-au iubit. Acum și eu aș vrea să fiu cu totul ce am eu și să ajung cu bine sus în cer la Tatăl meu. Și să ajung cu bine sus în cer la Tatăl meu. Cântarea asta m-a învățat-o bunica. Crescut într-o casă cu carton la ei, mi-aduc aminte că aveam numai două sau trei furculițe, opt oameni și mâncam pe rând. Și asta o cântam. Pentru că mulțumirea principală nu că ai 10 furculițe, ci îți mulțumesc, Iisuse, Doamne, că-și m-ai mântuit și tot ce am în astă lume Tu mi-ai dăruit și tot ce am în astă lume, Tu mi-ai dăruit. Atunci îți mulțumesc, Doamne, pentru Tine îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru mântuire și apoi îți mulțumesc și pentru bucată de pâine. Dar astea sunt la sfârșit. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri. Să mulțumim pentru purtarea Lui de grijă, pentru dragostea Lui cea mare, pentru mântuirea Lui și toată biserica se roagă. Amin.
pot eu zic onori. Domnul s-o mustră îngrijorarea asta. Fie Domnul. Amin. Și mulțumim, Doamne, și pentru părtășia pe care o să o avem afară. Pentru toți acei oameni care au pregătit, care s-au rugat pentru asta, îți mulțumim și pentru picurii de ploaie și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ploaia aceasta nu poate opri dragostea ta și dragostea noastră unii față de alți. Mulțumim și pentru pâine, pentru toate. Mulțumim încă de acum pentru de seară, când vom face, vom avea o nouă sărbătoare în biserica noastră. Mulțumim că ne-ai obișnuit cu sărbători.
Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că toate vin de la Tine. Ție ți se cuvine toată slava, cinstea, gloria și onoarea în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Și împreună și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Dați-vă mâna și afară hot dog, prăjitură, banane, mere, toate aduse din America. Mulțumim Domnului Președinte Trump că ne le-a trimis.